Cu boschile noastre. Asta e bine. Așa? Gata, vreți? Da. Lucrăm. Astăzi noi am susținut cererile de apel. Sper că am reușit să convingem magistrații că sentința în privința lui Vlad Filat, emisă de judecătoria Buicani, este una ilegală, neîntemeiată și nemotivată. Am pus în evidență, în special, acele încălcări majore care au avut loc în acest proces, faptul că nu s-a respectat principiul incriminării și, în consecință, principiul sancționării în această cauză. În special, am adus la cunoștință instanței că nu există o infracțiune demonstrată în acțiunea lui Vlad Filat. Nu există niciun element, nici de fapt, nici de drept, care să confirme vinovăția domnului Vlad Filat. Am atras atenția instanței că procurorul a făcut anumite presupuneri în acest proces penal, iar instanța a reprodus, practic, fidel acele presupuneri într-o sentință și, în consecință, a emis o sentință ilegală. La fel am atras atenția instanței la faptul că nu ne-a fost oferit dreptul de a aduce martori în fața instanței Buicani, în aceleași condiții cum a avut parte procurorul, respectiv mi s-a încălcat dreptul la un proces echitabil și nu putem vorbi despre o sentință legală. În afară de noi, în această instanță de apel, s-au expus și ceilalți apelanți care au cerut să fie repuși în dreptul de proprietate, deoarece prin sentința de la Buicani s-a admis confiscarea unor bunuri care aparțin altor persoane. Au fost toți apelanții și avocații. Nu, astăzi nu. Astăzi a fost doar susținut apelul. Procurorul a fost susținut? Procurorul, evident, a respins și a menținut în continuare poziția sa de a modifica pedeapsa în privința lui Vlad Filat de una mai aspră. Asta și este și problema, pentru că dumneavoastră de regulă nu depune mare efortul să-și motiveze apelul, face cereri și, după cum vedeți, uneori se acceptă. Dar ce mă vine să vă întrebați cu dumneavoastră? Ce va urma? Pentru ziua de sâmbătă s-a stabilit să fie audiați mai mulți martori, printre care și Vilanșor. Acum să vedem dacă această prezență va fi asigurată de către instanța de judecată sau nu. Câți martori vor fi audiați? Aveți răbdare și o să vedeți. Ce sunt martori? O să vină timpul și o să aflați și numele și primul. Ce urmează să este atât ce am vrut să răspund referitor la martori. Alte întrebări?